La sărbătoarea tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Mănăstirea Socolul de Câmpie din Arhiepiscopia Alba Iuliei și-a sărbătorit hramul. Cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Sfânta Liturghie Arhierească de Hram a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Răspunsurile liturgice au fost date cu profesionalism de grupul coral de copii Maria. La momentul potrivit, foarte mulți copii au fost împărtășiți cu sfintele taine, iar la final, credincioșilor participanți le-au fost împărțite pachete cu alimente din partea mănăstirii. A fost o sărbătoare foarte frumoasă la care au participat foarte mulți credincioși și copii, au slujit împreună cu mine foarte mulți clerici, iar acești copii s-au și împărtășit cu sfintele taine. Ne-am rugat și ne rugăm întotdeauna Bunului Dumnezeu ca acest dar mare al credinței și al slujirii lui Dumnezeu pentru care s-a nevoit atât de mult și pe care l-a prețuit atât de mult Sfântul Proroc Ioan Botezătorul să rămână ca cel mai ales, cel mai de preț dar în sufletul tuturor credincioșilor care au participat la această slujbă de hram și în sufletele tuturor credincioșilor bisericii noastre. Este 22-lea hram care îl sărbătorim astăzi. Și am avut privilegiu sau binecuvântarea lui Dumnezeu mai întâi de toate de a-L avea în mijlocul nostru pe preasfințitul Siluan, episcopul creștinilor ortodoxi din Ungaria, venit cu binecuvântarea noastră preasfințitului arhiepiscopul nostru Irineu al Alba Iuliei. Ne-am bucurat, a fost o zi frumoasă, minunată și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile și pentru acest dar minunat, că încă o dată, la încă un hram, am mai avut iarăși un arhiereu în mijlocul nostru, în care Dumnezeu cred că a trimis încă o dată binecuvântarea peste această mănăstire și peste toți credincioșii care astăzi au venit cu mult drag aici. Avem prilejul ca la această sărbătoare să ne întâlnim an de an cu ierarhul nostru sau cu un alt ierarh care are binecuvântarea de la înalt preasfințitul arhiepiscop Irineu. De data aceasta, anul acesta, ca și acum 2 ani, am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe preasfințitul Siluan, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a românilor din Ungaria, care a adus în sufletele credincioșilor învățămintele pentru creșterea copiilor în frică de Dumnezeu, în adevăr și în dragoste. Ne bucurăm de prezența Părintelui Episcop din Ungaria, Siluan. Ne bucurăm de o numeroasă populație care a venit pentru a sărbători acest eveniment. Mănăstirea Socolul de Câmpie a fost întemeiată în anul 1994 în jurul Bisericii de Zid din această localitate, ca mănăstire de călugări, apoi a fost transformată în anul 1999 în mănăstire de călugărițe, condusă de monahia Bartolomea Pop. Odată cu înființarea mănăstirii, a primit și acest hram, închinat praznicului tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, iar anterior, pe locul lăcașului de zid, exista o veche biserică din lemn, de la anul 1312, având hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril.